Alex are 8 ani, adică este deja băiat mare. Mare este și puterea în casă. O casă în care face ce vrea și fiecare trebuie să facă ce vrea el. Mami, hai să te joc cu mine. Ce să fac? Hai să te joc cu mine. Nu merg, Alex, tu vezi că am treabă. Hai, mami. Tu o să pleci de aici? Ieși afară. Scurt și cuprinzător. Și nimeni nu are ce să-i facă. În schimb, ia să vedeți ce poate să le facă Alex altora când are chef de un pic de săpuneală. Tata, e exact pe tricou. Acum că și-a spălat prietenul, la săpuneală urmează bunica. De data asta nu cu apă, ci cu blânda vorbă de copil. Gata, am terminat-o cu tine. Dacă ați fost atenți la piesa pe care o asculta Alex, v-ați dat seama că băiatul are deja ceva tovarăș. Iar când vorbește de trebușoara aceasta, nu e indicat să-l deranjezi. Ce e aici cu papucii ăștia? De ce ai aruncat așa? Alexandru, eu vorbesc cu tine. Ce faci, Cristi? Lasă-l pe Cristi, eu cu tine vorbesc. E dreptat, mă las, mă ce pe aici. Păi tu plictisesc. Mă, eu cu tine vorbesc, mie îmi răspunzi? Ce? Da? Acestea sunt motivele pentru care părinții lui Alex s-au hotărât să apeleze la Supernanny. Raluca Iuga va încerca timp de 10 zile să-l cumințească pe băiat. Prima regulă. Alex îi respectă pe toți cei din familia lui. Adică, le vorbește frumos. Aici. Sunt reguli pentru tine, Alex. Nu îi lovește, le respectă hotărârile și nu își bate joc de munca lor. Nerespectarea hotărârilor și bătaia de joc se pedepsesc cu anularea îndeplinirii a două dorințe din ziua respectivă, oricare ar fi ele. Mami, vrei să te ajungi cu mine? Hai că vine, mami, după ce termin treaba, vin. Dar nu acum. Nu pot acum, de ce nu înțelegi? Deci, Alina, asta a înțeles și a văzut că ai treabă. Trebuie să-i spui că asta este o hotărâre pe care ai luat-o tu acum, să faci curățenie în dulap și că dacă el nu te lasă în pace, înseamnă că nu-ți respectă hotărâre. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ATV-ul hotărâri nerespectate o să înainteze și mai înseamnă că următoarele două dorințe pe care o să le aibă nu vor fi îndeplinite. Familia Ciontu locuiește în Băilești, orășel din județul Dolj, de unde a plecat Veta să-l găsească pe Neamărin. Doru are 39 de ani și de ceva vreme a început împreună cu soția lui o mică afacere de familie, care le asigură un trai lipsit de griji. Alina se ocupă și ea de afacerea familiei. În rest, încearcă să-l supravegheze cât poate de mult pe fiul ei, dar după cum ați văzut, deseori rezultatele nu sunt cele mai bune. Bunica lui Alex locuiește în aceeași casă cu părinții acestuia. Cea mai mare dorință a ei este să se înțeleagă mai bine cu nepotul ei. Alexandru. E, și acum urmează Alex. Centrul atenției noastre. Un copil care, deși are doar 8 ani, nu ascultă de nimeni din familie și, mai mult decât atât, îi joacă pe toți după cum vrea el. Nu vrea să ne asculte niciodată, deci tot ceea ce vrea, noi trebuie să facem la fel ca el. Pierdut jocul din cauza aștia. Tu n-auzi că nu-ți mai ai. Nu-ți mai ai nici o tastatură. E frumos, dar eu mai am gata. Nu-ți mai ai nimic, că dai în ea să o spargi, că-i cu minte. Lasă că nu mai dai niciun ban, gata. Vale de aici. Ai terminat cu jucăriile. Tot timpul el să-i aducem la calculator, să mănânce acolo, că altfel nu mănâncă. Îmi face urât, hai te rog eu frumos, hai să mâncăm în bucătărie. Nu, la calculator îmi dai, dacă nu mănânci, gata. Dar haide că puserăm acolo și... Dacă nu, nu mănânc, ți-am spus. Te rog frumos. Nu! Raluca Iuga are 32 de ani. A terminat în 2000 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației la Universitatea din București. Experiența și rezultatele excelente de până acum o recomandă de la sine.
Ea consideră că un copil, oricât de încăpățânat ar fi, poate fi educat atunci când știi să găsești metodele potrivite. Acum ea speră să facă din Alexandru un băiat mai cu minte. Bună ziua! Raluca Iuga sunt. Doru. Îmi pare bine, Doru, să te cunosc. Poftiți. Restul familiei, mulțumesc. Stați afară, la aer. Mulțumesc. Bună ziua! Bună! Raluca Iuga sunt. Îmi pare bine. Bunicii trebuie să fiți, da? Alina sunt, îmi pare bine, Alina. Stai, că nu cad. Iar tu, în brațele mamei, ești? Alex. Alex, îmi pare bine să te cunosc, Alex. O iubești mult pe mama? Stai în brațe la ea? Asta e un lucru extraordinar, ce pot să spun. Și dacă o iubești așa de mult și stai în brațe la ea, de ce crezi că sunt eu aici? Poți să mă duc afară? Da, poți să pleci. Ai grijă. Încet, prima problemă. E foarte neascultător. Vorbește urât, jignește. Nu mănâncă singur, are 8 ani și nu vrea să mănânce singur. Nu mănâncă singur? Nu, îi dau în gură. Mănâncă la calculator, nu mănâncă la masă. Și tu te duci cu mâncarea, da, stau la calculator. El se joacă, butonează, eu îi dau cu lingurița. Și cu dumneavoastră cum se poartă? Rău. Locuiți aici, da? Da. Copiii se comportă urât. Îi place să fie cel mai tare dintre ei. Să iese în evidență. Să-i comande. Și din câte îmi spuneți, vorbește urât. Foarte urât. Cum vă jignește? Ce vă spune? Destule și urâte? Da. Și cum reacționați? Ce-i faceți? Ce-i spuneți? Îmi pare rău de el să-l bat. Și alte probleme? Deci când îmi zice el mie ceva, îl mai ating, se duce la maică să zice. Alte probleme mai sunt, bada muzica tare, pastă ore în șir la calculator. Pune muzică din aia mai de ochiat așa, de Mani. La familia și alte... Ei, dar de unde le are? Ei, după internet. Vă gândiți că o parte dintre cuvintele urâte pe care le folosește le-a învățat din muzica pe care o ascultă? Și din muzică și de la copii după stradă și... Bun, păi de asta sunt aici, să schimbăm starea aceasta de lucruri și vom începe chiar din acest moment. Voi vă desfășurați viața normal, eu o să fiu undeva în spatele vostru să vedem exact despre ce e vorba. Încă din prima zi de observație, Super Neni își dă seama că în familia Ciontu lucrurile se fac doar cum vrea Alexandru și când vrea Alexandru. Hai, Alexandru, hai să mergi să mănânci, nu mai țipa. Mă sunt un puș. Îmi face urât, hai te rog eu frumos, hai să mâncăm în bucătărie. Nu, la calculator îmi dai. Dacă nu, mănânci, gata. Dar haide că puserăm acolo și... Dacă nu mănânc, ți-am spus. Te rog frumos. Nu. Și dacă ți-aduc aici mănânci? Da. Sigur? Da. Bine, hai, stai aici. Bine, adu. Dar tu câți ani ai? 8. Și până la ce vârstă așa crezi că o să-ți dea mama să mănânci? Nu știu. Să-ți dau eu? Aha. Tu așa îl hrănești în fiecare zi? Da. Dacă nu-i dau să mănânce așa, nu mănâncă. Deci ăsta e locul lui de masă. Da, sau se duce și mănâncă, își caută în frigider și ia dulciuri. Trească dulciurile, să moară mâncarea! Mai e o bucată? Adu-mi apă. Să-ți aduc apă? Păi ce mâncași ca să-ți aduc apă? Ezete. O să te însori și o să-ți iei ca nevasta ta să stea în genunchi, să-ți dea de mâncare. Și o să râdă fetele de tine. Așa îi prevezi viitorul? Da. Țipați și voi mai încet! Te deranjăm sau? Da. Care-i problema? Da. Apar! Pentru că mama acceptă cu atâta ușurință să-i servească masa la calculator, Alex n-ar avea niciun motiv să renunțe la un asemenea tratament. Când vine vorba de a obține ce vrea, Alex își pune în valoare farmecul personal căruia pare să-i cedeze oricine din familie. Mănâncă, mă fac băiat cu mine. Da, îmi pune și mie ATV-ul. Te rog frumos. Să nu te duci afară? Bine. Promiți că aici am promit, cortia. Promit. Afară deranjezi vecinii și în al doilea rând lovești pe cineva. Auziți? Bine. Fii atent că dacă nu te ții de cuvânt, ții foaia cu tine. Bine. Și cum e foaia asta schimbată? Cum arată? Ia bătaie! E meu! Fiind cu saci în căruță, Alex își vede acum de drum că doar cui îi pasă de o promisiune nerespectată. Băiatului în niciun caz și nici tatălui prea mult. Și acum ce faci? Îl aștept aici până se întoarce. Și atunci e cu foaia întoarsă când se întoarce? Îl bag în curte imediat.
Băiatului îi se îngăduie orice, asta știm deja, dar acum este timpul pentru o rectificare. Tatălui nu-i pasă deloc că băiatul lui nu își respectă promisiunile. Și asta a fost tot? A venit? Ce faci când îți faci o promisiune și nu respectă? Ce să fac? Că l-ai amenințat. Asta e. A plecat? A venit singur. A, și asta e important, că a venit singur și că nu te-ai mai dus tu după el? Păi, i-am zis. Ce ai zis? I-am zis, dar degeaba i-am zis. Lipsa de respect este elementul care definește relația lui Alex cu adulții din familie. Promisiunile fără valoare țin locul pedepselor, iar băiatul este iertat fără să-și recunoască greșelile. Ferească Sfântul să intri în gura lui Alex atunci când vrea să fie lăsat în pace. Bunica află acest lucru pe pielea ei chiar la începutul celei de-a doua zile de observație. Gata cu muzica! Ce avem, mă? Hai, zboară! Zboară! Gata, am terminat oricum. Facă-te, mama! Ce faceți, bunica? Așa se poartă de obicei? Plâng. A, deci nu plângeți, nu plângeți. Într-adevăr, s-a purtat foarte, foarte urât și v-a vorbit foarte urât. Dar nu trebuie să plângeți și trebuie să faceți ceva. Eu sunt cu tensionare. Că degeaba, dar bunica, degeaba stați aici și plângeți dacă nu faceți ceva. Că dar el nu acum... să dau în el. Nu e vorba să dați în el. El acum stă bine, mersi, acolo, v-a dat la o parte și nu știe. Că nu vă place, nu știe că suferiți, nu știe că plângeți. Crede că asta a fost. El și-a văzut îndeplinită misiunea. A fost un foarte cu minte. Felul în care ați ieșit de acolo, fără să-i adresați niciun cuvânt, fără să faceți nimic. Că dacă îl provocam, mai rău făceam. Păi i-ați dat impresia că fugiți de el și că vă e frică. Vă spun, aceeași impresia am avut-o frică, și eu. Nu, mă simt jignită. Degeaba mi-l spuneți mie. Păi și lui, chiar dacă îi spun, nu. Așa credeți. Mai aveți un pic de răbdare și o să vedeți că se vor schimba lucrurile, da, bunica? Au fost cu minte. Ordinele băiatului sunt literă de lege pentru toată lumea. Iar teama, dar și neatenția, îi transformă pe părinți în niște copii ascultători. Mami! Ia mai tot asta tu, că pierdui jocul din cauza aștia. Păi de ce? Tu ai stricat-o. Ia mea ta. Nu ți-a niciodată. Ia mea ta! Tu n-auzi că nu-ți mai ia. Nu-ți mai ia nicio tastatură. Te vomos, dar eu mai ia ta. Te ușe și tatăl. Nu-ți mai ia nimic, că dai în ea să o spargi. Că-i cu minte. Ia-mi-a ta! Hai! Nu! Nu dă niciun bani! Lasă că nu mai dă niciun bani! Gata! Vă ales de aici! Ai terminat cu jucăriile! Hai că mă duc să te aduc! Aduc! Tot eu ieși pe primul loc! Pe primul loc dintre cine și cine, Alex? Dintre mine și el! Ai, e o luptă așa între voi doi, între tine și tata? Care câștigă în fața mamei? Da! Eu sunt șeful șmecherilor! Da. Cum s-a dus asta așa, se duce și ailaltă? Și mai ia și alta și alta. De ce, așa... de ce nu faci nimic? N-am ce să le fac, n-am ce să le zic. Ei sunt într-o tabără acolo și tu ești tu în afara taberei. Ei sunt doi și eu sunt sigur. Sunt mort tu. Alex, care ești? I-a dat banii, a câștigat. Ce a înțeles Alex din această întâmplare? Că părerea tatălui nu e demnă de luat în seamă și că distrugerea obiectelor e recompensată. Grav este faptul că mama e cea care îi dă astfel de lecții de viață. Raluca mai află un lucru important, și anume că igiena e foarte importantă pentru Alex, adică pentru supușii lui Alex. Și dacă o mai e și vreo distracție din asta, cu atât mai bine. Nu vezi, mă, ce jucăuși ești? Hai, vină cu mine! Hai, vii! Hai, mă, cu mine sus! Vede câte trec până două! Wow. O sui! Hai, vede. Hai cu mine, cu leamba, e? Oh, da. Uite-te la jocuzitatea de picioare. Casca ochii în coapă. Închide ochii. E jocuși gaia. Dar crezi că e singur? Poate că nu știe. Închide. Da, dar ești pleacă pe tricou. Ha
Hai, stimește cuțul. Încă o oră jumate ca ambasadorii, nu știu femeile pe față. Mă, tată, ce-ai făcut și? Unul l-a chinuit. Vă pui să lucească. Hai să te iau și eu pe tine, să te bag acum aici pe capul, să te ud pe tricou. De ce-ai făcut și așa? Ce-o să zică taică să uiți? Ia uite și ce apă făcut. Bătumei! Hai, te rog frumos, hai, gata. Să mă știi că ambasadorul e o jumătate de oră. Nu mai te ștergi, uite că-ți dădu sânge la gură, gata, hai. Alex nu știe ce e aceea prietenie, pentru că el cunoaște un singur mod de a relaționa cu cei din jur, cel în care el se impune, iar ceilalți se supun. Nu-i de mirare că îl chinuie pe bietul băiat. Te văd, hai. În a treia zi de observație, Super Nanny își dă seama că pentru Alex un telefon poate aranja oricând o întâlnire de maximă importanță. Alexandru, ce e aici cu papucii ăștia? De ce ai aruncat așa? Alexandru, eu vorbesc cu tine. Ce faci, Cristi? Lasă-l pe Cristi, eu cu tine vorbesc. Ei, te dau, mă, lasă, mă, nu ca ce stau și pe aici. Păi, te plictisesc. De ce nu te las eu în pace? Eu spus să strângi lucrurile. La mine nu mai vii. Uite, mie nu-i pasă. Bine, hai să vezi că mai au și niște mașini. Mă, băiatule, mă, după internet. Mai eu cu tine vorbesc, mie îmi răspunzi? Ce? Da? Vreți să iau telefonul? Bine, 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 pa. Ce? De ce? M-a pasat un pichel. Da. În telefon. Nu-ți dau niciun telefon. Da-mi-l! Nu vreau. Da-mi-l! Și dacă l-ai luat, de ce l-ai mai dat? Scap el? Dacă să scap el, dacă insistă să-i dau. Văd că ăsta e principalul tău scop, să scap de el. Să liniștească apele, să nu mai fie circ. Păi, ia să vedem ce avem până acum. O mamă disperată, un tată pasiv și o bunică temătoare. Și toți devin victimele băiatului atunci când intervine plictiseala. Mami, hai să te joc cu mine. Ce să fac? Hai să te joc cu mine. Nu merg, Alex, tu vezi că am treaba. Mami, să după aia plec și rămân. Hai, mami. Tu auzi să pleci de aici? Hai. Nu. Hai, hai, hai! Dar ce-i de ții? Du-te și joacă-te! Hai, că are de făcut curat aceea, lasă-o în pace, gata, hai! 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 Ieși afară imediat, hai, gata, ieși afară, ieși afară. Ah, te Max. Uite că nu ies. Mă, dar ție-ți place să mă sâcă, e așa că o să-mi... Da, te-am spus să nebunesc. Și ce vrei să fac? Hai, nu vii, hai, nu vii, hai, nu vii, hai, nu vii, hai, hai. Dacă nu vii să te joci, cum ne plâng? Să te văd, hai. Să nu te mai plâng că vii. Scopul mamei ar trebui să fie acela de a-și duce hotărârile la bun sfârșit. Fie că este vorba de a se face ascultată, fie că e vorba de a penaliza fapte nepermise. O fi el obraznic, dar ați văzut și voi, Alex nu-i copil prost, adică știe ce are de făcut atunci când simte că tatăl îl ignoră sau îi subminează autoritatea în casă. De ce o distrugi? Ca să mă răzbun pe tati, fiindcă face că pe nebun. Cum face tatăl tău pe nebun? Țipă la mine, mă bate câteodată. Păi și ce legătură are mașina cu felul în care se poartă tatăl tău cu tine? Îi plac mașinile. Și crezi că o să sufere el acum, fiindcă ți-ai stricat jucăria? Dacă nu-i dau un cap cu ea. Băiatul își calculează riscurile, iar apoi trece la acțiune. Începe competiția, iar Alex se poziționează în așa fel încât să poată fura startul. Uite, mame, uite asta de ce am făcut cu mașina. Păi de ce, mă? Dau cu ea. Păi, nu, dar cum să dai cu Alexandru? Nu l-au auzit, mă! Lasă, lasă. Ce ții parte? Ia-mi baga aia. Ce asta? Gata. Da, Tudoru, te-ai gândit vreodată la alt mod de a-l pedepsi, în afară de a-l atinge? Din vorbă frumoasă nu înțelege. Nu m-a atins. M-a bătut. N-ai reușit. Păi dacă maica să le-a în brață... Ești un fel de scut al lui. Decât să-l atingă, pe el îi țin apărarea. Nici bătaia pe care tatăl intenționa să-i o dea, nici faptul că mama i-a luat apărarea, nu vor opri comportamentul destructiv al băiatului. Mai sunt și alte jucării cu care va proceda la fel dacă mama tot subminează autoritatea tatălui.
venit momentul în care Super Neni încearcă să aducă liniștea în familia Ciontu. Dar înainte de a impune noile reguli, Raluca le spune părinților ce a observat în primele 3 zile. Voi începe cu 3 lucruri. Primul, este vorba de lipsa totală de respect a lui Alex față de voi. Al doilea lucru, legat de primul, m-a surprins lipsa voastră de hotărâre, lipsa voastră de fermitate și chiar lipsa ta de reacție, Doru, în anumite momente. Și mă refer strict, să-ți dau un exemplu, momentul în care el a adus ATV-ul în curte după ce își încălcase promisiunea. L-ai așteptat ca să-l lași să te ignore. Chiar dacă îl certam sau îi ziceam ceva, tot așa că el rămânea. Sau dacă îl băteam, tot așa. Nu se pune problema, dacă îi ziceam, problema bătăii. Se teme de tine și în același timp nu te respectă. Un alt lucru care m-a surprins a fost complicitatea ta, Alina, pe care, într-un fel, o înțeleg. E copilul tău și încerci să-l protejezi. Dar el ce imagine are despre voi doi? Tu ești aliatul și tu ești dușmanul. Să nu te aștepți, Alina, la vreo schimbare în comportamentul lui, atâta vreme cât tu îi demonstrezi că, de fapt, nu-l respecti pe Doru. Tu trebuie să iei o hotărâre și să o duci până la capăt. El se bucură de foarte multe privilegii și mă refer la ATV, mă refer la telefonul mobil, mă refer la calculator. Nu merită nimic. Dar Alina îi dă bani să-și cumpere o tastatură nouă, după ce tastatura veche el a distrus-o. În ceea ce o privește pe bunica, a fost chiar dureros, bunica, să vă văd plângând acolo. Numai că n-ați încercat în niciun fel să vă impuneți în fața lui. Adică i-ați dat de înțeles că el e mare, e tare, e puternic și l-ați lăsat acolo. N-ați schițat absolut niciun gest. Nu v-a văzut că suferiți, nu v-a văzut că plângeți. A fost o demonstrație de forță. Vom reuși să îl facem pe Alex să fie, în primul rând, respectuos față de voi. Pentru că de aici pornesc toate, de la atitudinea lui lipsită de respect. Mama a înțeles că dacă nu ia niște măsuri, comportamentul lui Alex se va înrăutăți. Cu toate acestea, îi va fi greu să nu mai considere insistențele băiatului drept dorințe ce trebuie îndeplinite. Super Neni se pregătește să intre în acțiune. Urmează ca ea să comunice familiei noile reguli, în speranța că părinții și bunica vor fi alături de ea. Prima regulă. Alex îi respectă pe toți cei din familia lui. Adică, le vorbește frumos. Nu sunt cred. Este aici. Sunt reguli pentru tine, Alex. Nu îi lovește, le respectă hotărârile și nu își bate joc de munca lor. Nerespectarea hotărârilor și bătaia de joc se pedepsesc cu anularea îndeplinirii a două dorințe din ziua respectivă, oricare ar fi ele. Adică, dacă îți bați joc de mama, de bunica sau de tata, următoarele două dorințe pe care o să le ai în acea zi nu îți vor fi îndeplinite. Obiectele distruse de Alex nu vor mai fi înlocuite de către părinți. Alex va trebui să-și câștige banii pentru cumpărarea unei jucării noi în locul celei stricate. Fii atent, Alex! Alex trebuie să demonstreze că merită tastatura nou cumpărată. Și dacă vrei tastatura, trebuie să lupți pentru ea, să muncești și să-i ajuți pe cei din casă. Pentru că, repet, banii nu cresc în copaci. Întreaga familie va mânca în bucătărie, fără ca mama să-i dea lui Alex să mănânce. Mănânci pentru tine, nu mănânci nici pentru mama, nici pentru bunica, nici pentru nimeni altcineva. Dacă refuzi să stai cu familia la masă la ora stabilită, vei mai mânca la următoarea masă, fără să mai primești însă nimic de mâncare până atunci. Alex se va juca la calculator 2 ore pe zi. Ți se pare drept sau nedrept? Nedrept. De ce? Că vreau să mă joc toată ziua. Alex nu-și mai bate joc de prietenul lui Aurică. Dacă nu te porți frumos cu el, adversarul tău va înainta 3 căsuțe. O să-ți explic exact despre ce e vorba. Acestea au fost regulile pentru Alex. Urmează regulile pentru părinți și bunici. Zbor de aici. Aici stai, până să citești regulile, toate.
Nu mai treceți cu vederea comportamentul lipsit de respect al lui Alex. Și când spun asta, mă refer la jigniri, la bătaie de joc, la lovituri. Luați hotărâri împreună și tot împreună puneți-le în aplicare, fără să vă mai contraziceți în fața lui Alex. Nu-l mai amenința pe Alex cu bătaia, Doru, nici nu o folosi atunci când vrei să-l pedepsești. Și pentru tine, Alina, nu te mai alia cu Alex atunci când își tratează tatăl nerespectuos. Acestea au fost regulile pentru părinți și bunici. Până acum, Alex a auzit doar dezavantajele regulamentului impus de Supernanny. De aceea, băiatul are nevoie și de niște stimulente. Ia să vedem cu care dintre aceste ATV-uri vrei să intri în concurs. Alegeți unul. Unul. Acesta e al tău, da? Da. Bun. Atunci, aici o să lipim fotografia ta, ATV-ul lui Alex. Fii atent acum cu cine vei concura, cu cine te vei bate. Cu niște adversari puternici, dar de tine depinde dacă ești mai puternic sau mai slab decât ei. Care sunt acești adversari? Cuvintele urâte, inamicul numărul 1, bătaia de joc, inamicul numărul 2, loviturile, adversarul numărul 3, hotărârile nerespectate, inamicul numărul 4. Fiecare dintre adversarii tăi va avea câte un ATV. Hai să vedem. Acesta este circuitul. Aici vom așeza ATV-ul tău și ATV-ul inamicilor și pentru fiecare faptă bună pe care tu o faci, ATV-ul tău are dreptul să înainteze din căsuță în căsuță. Atunci când vorbești urât, ATV-ul cuvintelor urâte înaintează și dacă ajungi aici, vezi ce te așteaptă. La fel pentru lovituri, la fel pentru hotărâri nerespectate. La grea cursă participă Alex. Nu știm dacă este pregătit în totalitate, dar ce știm este că acum se dă startul. Bun, din acest moment competiția începe și regulile intră în vigoare. De acord toată lumea? Da. Perfect. Prima zi de intervenție începe cu un dialog neașteptat de liniștit între mamă și fiu. Dialog din care am fi tentați să înțelegem că Alex este dispus să coopereze. Fiule, 5 minute te mai joci la calculator, după care îl oprești. Da. Și ca să recapezi tastatura să fie a ta, pentru că ai greșit atunci când ai spart-o și ți-am luat alta, tu trebuie să faci o faptă bună, să ne ajungi cu ceva, da? Și n-am înțeles greșit. Alex este acum mult mai înțelegător și, poate din cauza emoției momentului, tatăl este cât pe ce să declanșeze furia băiatului. Au trecut cele 5 minute. Mm. Hai, te rog frumos. Mm. Dacă nu-l oprești, ce se va întâmpla? Că nu mă joc la el. Că nu te mai joci la calculator două zile. O decizie înțeleaptă. Doru, hai te rog să iei tu tastatura de aici. A, lasă-l dacă o scoate singur. Lasă-l, dar... Doru... Stai că n-a vrut. Stai încet. Alex. Așa. Părici. Acum, Doru, te așezi așa și îi explici că a fost o neînțelegere, îi spui ce ai crezut tu că vrea el să facă. E aferent, Alex. Eu n-am știut că tu vrei să scoți tastatura din unitate. Bine. Nu mai fi supărat. Cereți scuze pentru accidentul respectiv, da? M-a scus pentru că te lovi la deget. Am dat uitării, da? Și hai să vedem ce poate să facă el în curte, să vă ajute. Să mă turc și mi-ai chiștat cele ăștia de pe aici. Deci tastatura, dacă tu nu mai o ai, să știi. Alex, cred că îți dai seama că dacă refuzi să faci lucrul acesta astăzi, următoarele două dorințe pe care o să le ai nu îți vor fi îndeplinite, pentru că n-ai respectat o hotărâre a părinților. Să facem? Hai! O primă schimbare evidentă. Alex s-a abținut de la a face circ pentru că tatăl l-a lovit din greșeală. Mai mult, el își ajută părinții, motiv pentru care își adjudecă un pole position. Bravo! Super! Gata, statura! Nu trebuie să țipi. E un drept pe care l-ai câștigat. Hai, statura! Ușor, ușor! Gata, statura! Doru știe unde e tastatura, pe el o să-l rogi să-ți o dea. Te rog frumos, nu dai tastatura. Acum o merită.
Ups, a spus cumva Alex, te rog frumos? Măi să fie! Dar băiatul se plictisește repede și asta îl aduce din nou în fața unei situații în care trebuie să fie ascultător. Mami, vrei să ajungi cu mine? Hai că vine, mami, după ce termin treaba, vin. Dar nu acum. Nu pot acum, de ce nu înțelegi? Deci, Alina, asta a înțeles și a văzut că ai treabă. Trebuie să-i spui că asta este o hotărâre pe care ai luat-o tu acum, să faci curățenie în dulap și că dacă el nu te lasă în pace, înseamnă că nu-ți respectă hotărâre. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ATV-ul hotărâri nerespectate o să înainteze și mai înseamnă că următoarele două dorințe pe care o să le aibă nu-i vor fi îndeplinite. Vin după ce termin treaba. Bine. Hai, înțelege și tu. Când a auzit de ATV-ul inamicului care o să înainteze, a cedat. E un spirit foarte combativ și tocmai de asta am ales și modalitatea aceasta de a-l recompensa. Da. Deci se poate, dar stați că hopul nu este trecut, pentru că Alex este de soiul lui insistent. Mami, vii o tată, că zici când vii și nu mai vine. Înțelege că nu. Termin treaba, ți-am promis. Termin și vin. Dacă jur! Îți promit. Jur! Tot același lucru înseamnă. Jur! Alex, este suficient faptul că ți-a promis. Bine, hai să vii. Ai grijă la inamici. Data viitoare, dacă se mai întâmplă, să fii un pic mai fermă. Îi spui foarte clar, am hotărât să nu. Dacă mai insiști, deja înseamnă că mi-încalci hotărârea. Da. Hai să vedem de ce are nevoie de tine. Alex, de fapt, nu are prea mare nevoie de mama lui, dar știți cum sunt copiii. Li se pare că ce fac ei este mereu important și adulții trebuie să le dea atenție. Am venit la tine, după cum ți-am promis. Ești. Uite, acum am să stau cu tine aici, să vedem ce te joci, să-mi arăt și mie aici la calculator. Hercule, tatăle! Da? Bine. Auzi, mami, asta e. Sunt eu. Până acum totul a mers ca pe roate. Dar deja devenea plictisitor, nu-i așa? Haideți că doar știți, Alex nu-i băiat rău să vă pună răbdarea prea mult la încercare. Așa că ia priviți-l. Alexandru, de ce faci așa? Mamă, ce-a bubuit! Ce putere am! Lui se pare distractiv, o nu vi se pare la fel distractiv? Și-a bubuit! Pentru că e ca veche de 2 ani asta. Ți se confiscă jucărie. Vedem noi ce mașinuța. Știu care pe aia decapotabilă să o iei. Da, să o iau pe aia pentru 2 zile. Nu-i confiscați ce vrea el. Ce hotărâți voi, la ce știți voi, că ține foarte mult. Nu-ți confiscă nicio mașinuță. Îți iau ATV-ul și gata. Nu mai discutăm. Dă-te la o parte. Asta e. Asta e, Alexandru. Ce să-ți fac? Nu-l mai zic. 3 zile, gata. Te mai uita la mine urât, că degeaba te uiți, că totul pierzi. Banii nu cresc în copaci, nu cresc în curte, ei muncesc să facă rost de banii ăștia și tu îți bagi joc de ei. Așa că ATV-ul bătaie de joc o să înainteze. Hai să mergem. E, acum vin și penalizările. ATV-ul lui Alex a cam intrat pe drum accidentat, dar mai are încă mult timp să revină pe traseul cel bun. Asta este. Și fii atent că te apropii de bulină roșie, care înseamnă ștergerea unui joc preferat din calculator. Bătaia de joc la egalitate cu ATV-ul lui Alex. Te enervează că te-ai egalat bătaia de joc? O să spun că nu. O să faci ceva ca să fii înaintea ATV-ului bătăii de joc. Alex începe a doua zi de intervenție cu o trebușoară pe care vrea să o rezolve cu un telefon scurt, dar sfârșește prin a fi luat el din scurt de mama lui. Alo, salut, ce faci? Alex, ce faci aici? L-ai pus chiar în drumul meu? Alex, mă auzi? Alex, eu sunt foarte obosită, ia ăstea din drumul meu. Așpa, că asta... Păi, o repar, lasă că o repar. Încă e de la mașina abuguită, dar e de la... Am înțeles. Să zicem că Alina are o scuză, este obosită, dar chiar și așa, supernenii nu trece cu vederea obligațiile mamei. Se tot plimbă pe aici, pe lângă tine, ce crezi că ai uitat să faci? Unde sunt? Am uitat să pun ATV-ul. Așa, așa. Hai, să mutăm ATV-ul. El face onorurile. Da. Da, ai înaintat. Bravo. Dacă ai să fii cu minte, ai să mai înaintezi și o să ajungi la sosire. Așa mai merge, dar mai e cale lungă până la sosire și multe semafoare, adică pericol de a trece pe roșu. Mami, mi-e foame, adu-mi aici. Nu. Vreau să termin jocul. Mergi și mănânci la masă, te rog. Vreau să termin. Nu se poate să mănânci aici. Te rog frumos.
Mergi să mănânci la bucătărie, deci la calculator nu mai mâncăm. E alegerea ta. Dar gândește-te că asta înseamnă o hotărâre pe care tu nu o respecti. Mama și tata au hotărât ca acum să meargă acolo să mănânce. Dacă tu nu respecti hotărârea lor, ATV-ul hotărâri nerespectate o să înainteze. Și oricum, până la următoarea masă, n-ai să mai primești nimic. Zadi mă bage. Hai să mergem, hai că vouă e foame. Și în pace l-a lăsat toată lumea. Ce nu știe încă Alex este că, dacă e super neni prin preajmă, ce face, face pe barbă, adică, pardon, pe burta lui. Vreau să mănânc, am foame. Dacă n-ai venit, gata, s-a terminat masa. Vreau să mănânc. Nu mai am ce să-ți mai dau. Vreau să mănânc. La următoarea masă vei mânca. Hai, Alina, la curs acolo, odată înaintează ATV-ul hotărâri nerespectate pentru că n-a venit la masă. Cu părere de rău, asta se întâmplă când nu te gândești înainte. Far! Cine vorbește ta? Deci nimic cu laucă! Nimic nu se poate obține degeaba. Super Neni consideră că acum a venit momentul să rezolve poate cea mai mare problemă din familia Ciontu. Alex, și acum o să oprești calculatorul și o să mergem în partea cealaltă să stăm puțin de vorbă. Vreau să te întreb, ai stat vreodată cu bunica de vorbă? Uite așa cum stăm noi doi acum. O să fie prima dată când faci lucrul acesta ca să lămurim niște probleme care sunt între voi. Da? Hai! Bunica știe care este situația limbajului colorat al nepotului, dar până acum nu a găsit o soluție și de aceea este nevoie de Super Neni. Supărată bunica, nu-i așa? Mi-e rușine de muzica de-o ascult tu. Și ar trebui să-ți fie ție rușine. Nu mi-e. Nu ți-e rușine de ce cuvinte sunt acolo? Se par niște cuvinte potrivite pentru tine, niște cuvinte potrivite să le audă bunica? Crezi că merită asta? Nu, că cuvintele alea, de fapt, le știu de mult. Le știi, le-ai învățat, condiția este ca acele cuvinte să rămână în mintea ta. Nu trebuie să le mai audă și alții. Da. Da? Raluca simte că acum este un moment bun pentru a-l face pe Alex să o respecte mai mult pe bunica și alege o formă de dialog care îi convine băiatului. Ce mi-ți Sunt niște foițe de hârtie, știi? Ca la semafor, cu verde și cu roșu. Mișto. 3 roșii pentru tine, 3 roșii pentru bunica, pentru bunica o cariocă, pentru Alex o cariocă. Pe fiecare foiță de hârtie trebuie să scrieți câte un lucru care vă deranjează pe unul la celălalt. Adică bunica, aici scrii un lucru care nu-ți place la Alex, care te deranjează, pe cealaltă foiță alt lucru, pe cealaltă foiță un alt defect al lui Alex. Alex, la fel pentru bunica. Ce nu-ți place la bunica, ce nu-ți place la bunica, ce nu-ți place la bunica. Da. Da? Hai! Bun, și acum momentul adevărului. Încep? Da. Nu-mi place de ea că mă enervează. Când te enervează? Fiindcă nu mă lasă la calculator. Bunica, ce aveți de spus? Bănuiesc că pentru fiecare lucru pe care el l-a spus, aveți un răspuns, da? Trebuie să citească și el o carte, să mai învețe și vreo poezie. Da, uite, ideea pe care o are bunica cu cititul cărților mie mi se pare foarte bună, Alex. Și măcar 2 pagini pe zi dacă citești dintr-o carte care să-ți placă, ar fi mare lucru. Da? În fiecare zi? Mai departe. Nu vrea să mănânce când îl chem la masă. Câteodată nu-mi place mâncarea. Dar nu trebuie să, Alex, nu trebuie să ridici vocea. Nu-ți place cum gătesc? Câteodată nu, câteodată da. Și în cazul ăsta, Alex, frumos și politicos și normal, mi s-ar părea să-i spui bunicii, bunica, poate ai altceva de mâncare, te rog. Să-mi ceară altceva. Bine. Și dacă știai că toate lucrurile astea nu-s lucruri frumoase, de ce le mai faceai? Nu, îmi plăcea că fac pe lume. Și de acum încolo încerci să-ți demonstrezi câte lucruri bune poți de fapt să faci, da? Bine. În a treia zi de intervenție, Alex își amintește că odată era șef în casă. Și ce face un șef? Dă comenzi, nu-i așa? Fac! Cine vorbește așa? Afac. Te întreb cu cine vorbește, Alexandru? Păi cine? Cine? Hai, spune cine, întâi, înainte de toate, spui cine? Măi, tati. Așa, și de ce îl dai afară?
Vreau să stai eu cu tine. Păi n-ai cum să stai cu mine. Uite, vrem, suntem și noi obosiți, venirem, vrem să stăm. Vreau să stau eu cu tine. Nu stai tu cu mine, gata, nu mai. E lege. Eu? Dar eu îți spun că nu mai stai tu cu mine. Dar eu spun că eu stau cu tine. Nu, eu îți demonstrez că de astăzi tu nu mai... Eu îți demonstrez că da. Lasă-mi în pace, nu mai... Băi, dar ești chiar... Hai, stai cu mine, stai jos, stai. Du-te! Stai jos. Dar cu ce te deranjează tata? De ce vrei să stai doar cu mama? Chiar nu-ți face absolut nimic. Și nu te întorci cu spatele la el până când nu-ți spune dacă te-ai iertat sau nu te-ai iertat. Te ridici frumos. Hai. Te rog frumos să mă scuzi. Doru, ai dreptul să-l ierți sau să nu-l ierți? Accept scuzele, dar pe panou să știi că înaintăm. El înaintează sau te-ai gândit la un alt ATV? La care dintre? Cum te-ai simțit? Adică ai simțit că ți-a vorbit urât? Ai simțit că ți-a încălcat o hotărâre? Ai simțit că își bate joc de tine? Da. Ca să știm la care dintre ele vei umbla. Am simțit că își cam bate joc. Foarte bine. ATV-ul bătaie de joc va înainta. Este o decizie pe care tu ai luat-o, fiindcă astea au fost sentimentele tale atunci și el trebuie să o respecte pentru că n-are încotro. Și de acum încolo... Eu ștergeți un joc, știu. Atunci te poți duce la calculator și noi o să mergem, Doru, să-i mutăm ATV-ul bătaie de joc. Și ștergeți un joc. Cel mai preferat joc al meu, chiar am unul și îmi place cu monștri. Warcraft 2. Sigur nu e jet... Nu, chiar nu. Warcraft 2. Hai că ne uităm și vedem ce joc ștergem. De data aceasta nu i-au ieșit socotelile lui Alex și vocea tremurândă a băiatului nu o înduplecă pe Supernanny, care se asigură că sancțiunile sunt puse în aplicare. Așa că, Doru, pentru că asta ai simțit, că ți-a bătut joc de tine, el lipește acolo. Așa. Și acum mergem la calculator să ștergem jocul, da? Ha. Proastă afacere a făcut Alex de data asta, dar partea bună este că el și-a dat seama de greșeală și acum pare ambiționat să câștige cursa. Venim de la panoul de curse, da. Și așa cum ai spus, ATV-ul cu bătaia de joc a ajuns pe bulina roșie, da. Ștergere și joc preferat. Trebuie să șterg jocul, dar tot nu mă întrece pe mine. Hai! A venit momentul ca Supernanny să părăsească familia Ciontu pentru 3 zile. Înainte de a pleca, Raluca se asigură că părinții și bunica primesc ultimele sfaturi. O să avem o discuție înainte de cele 3 zile pe care le veți petrece fără mine, zile în care veți avea grijă să aplicați regulamentul și să-l recompensați pe Alex atunci când e vorba de fapte bune și să-l pedepsiți atunci când e vorba de fapte rele. Care credeți că au fost avantajele acestei experiențe? Eu cred că el și-a dat seama și el din cauza panoului și am impresia că o să se îndrepte. Trebuie să cedeze și să facă cum zicem noi toți. Bunica? Ne-am aflat fiecare defectele și așa că acum o să colaborăm și cred că o să fie în bine tot. De acum încolo știți că voi sunteți adulții din familie, cei care îi spuneți stop, oprește-te. Și să nu uitați să rezolvați sarcina pe care v-am dat-o, da? Cea cu controlul timpului pe care îl petrece la calculator și a ceea ce face la calculator, muzică, site-uri și jocuri pe care le joacă, da? O rezolvăm. Bun. Haideți că merg să vă conduc. La revedere! Înainte de plecare, Raluca nu uită să-l încurajeze și pe Alex, că doar băiatul are o cursă de câștigat. Uite, eu am să plec acum pentru 3 zile. Tu trebuie să ai grijă ca ATV-ul tău să înainteze și toate celelalte să rămână acolo unde sunt acum, da? Hai, la revedere! Bine. Regulile concursului în care este implicat îl motivează pe Alex să respecte hotărârile adulților din familie. A înțeles că acest lucru e în avantajul lui. Prima zi fără Supernanny începe cu o încercare grea pentru Alex și anume aceea de a fi respectos cu prietenul lui. Ești cam jos? Ha? Ia, ce pantalon murdar, ce tricou murdar, du-te spalte! Acum nu te spăl eu. Alexandru, te rog frumos, vine aici. Unde te duci cu copilul? S-a spălt în duș. Păi cum e murdar? Tu-l vezi că copilul e curat? De câte ori vine la tine, tu trebuie să faci tam-tam cu el, altă să știi că nu-l mai primesc. Și te-ai să stai singur. Și adversarul tău va înainta 3 căsuțe, să știi. Nu, mami, de rog. Deci bătaia de joc.
Mami, nu mă derog! Una, două, trei. Asta e, să te înveți minte. Cum să te comporți cu prietenii tăi. Ce să-ți fac? Să mă lași în pace. Am să te lași în pace. Pa! Deci nimeni tu la loc, ha? Hai! Du-te! Acum mi-l pun eu. Alexandru, ce faci acolo? Mă puse la loc. Păi de ce-l pusești la loc? Că vreau să fiu primul. Dacă vrei să fii primul, asta înseamnă să faci ceea ce trebuie. Să te comporți frumos cu Aurică, da? Îl mutăm la loc. Asta e. Una, două, trei. Aici. Deja bătaia de joc e înaintea ta cu două căsuțe. Alexandru, uite, dacă tu te porți frumos și îți ceri iertare de la Aurică, înaintezi și ATV-ul tău. Hai, cu o căsuță. Hai. Hai să te... Da, du-te la mine, bunu. O să ajungă și al tău primul, că o să mai fii tu cu minte. Vrei să-ți ceri iertare să înainteze cu o căsuță? E ca cum îți mă ascult. Bine, hai. Haide. Lasă, nu pot, lasă. Nu lași, omule. Te luai, dar nu pot. Nu pot să te ridic eu. Uite, ți-l mut eu. Aleu, dă-mi, ți-l dau ție. Hai, și lipește-l acolo. Gata. Și după cursa aceasta, ba cu viteza 5-a, ba cu marșarier, părinții aduc în discuție, poate pentru prima oară serios, problema vocabularului folosit de Alex. N-ai văzut-o, știe tot felul de prostii și de înjurături de unde? De la calculator, muzica pe care a avut-o acolo, tot felul de tâmpenii și de... Ai văzut și pe bunica asta cum a supărat-o și cum... Eu zic așa, când ăsta să-i luăm tastatura și o punem sus, dar și el nu o să ajungă acolo la ea. Eu pitulăm. Bine, deci asta rămâne, să-i luăm tastatura, eu așa cred, de cuvință. Vezi că dacă luăm hotărârea asta, să nu-i mai ții parte, să nu... Chiar dacă începe să urle, să țipe, să înjure... Mergem la tablou. Bine. Zis și făcut, s-a terminat că n-avem voie să spunem. Știți dumneavoastră cu ce? Trebuie să fie de acord, că dacă nu înaintează adversarii. Dar n-are încotro. N-ai văzut ce muzică are, cu numai cu prostii, cu tot felul de alea. Asta, că asta trebuie să-i facem de acum aici. Bineînțeles. Cine știe ce prostii mai... Pune eu. Găsește pe internet și... Altfel nu facem nimic. A doua zi fără superneni începe cu un lucru inedit pentru Alex. Să fim mai expliciți. Băiatul nu mai primește invitații speciale pentru a mânca. Hai la masă, hai să mergi să mănânci. Nu, nu mănânci. Ascultă-mă ce spun, trebuie să mănânci. Nu mănânci, nu mai primești nimic până la masa următoare. Și ai să rabzi. Și ATV-ul neascultă Oliva înaintea. Eu îți spun, vii la masă, dacă nu vii, nu mai mănânci nimic. Deranjat poate de schimbarea de atitudine a mamei, Alex încearcă acum să iasă cumva învingător din situație. Dar învingător înseamnă, de fapt, flămând. Ce faci? Mâncăm, tu nu mănânci. Ce mai vrei să faci pe acolo? Că e foame și asta face fiță, așa să-l băgăm noi în seamă. Nu mai droncăni. Nu te mai folosi, că știu că ți-e foame, treci la masă și nu mai faci atâtea fițe. Hai, ia loc. Ai, nu mai te freca pe aici. Azi, mă, dar uite o sucură. Te mai freca pe aici, prin... Gata. Ia și mănâncă, nu mai face figurile astea așa. Bine, fără pune, hai. Aha, deci ne e foame. Ia uitați că Alex poate mânca și singur. Ce nu face omul, chiar și cel mai mic, pentru laurii gloriei la final de cursă. Da, ia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alex este un băiat energic și nu-i place să stea pe loc. Dar pe lângă asta, el urăște să fie depășit de fraierii de cartier, gen bătaie de joc sau vorbit urât. Ia spune-mi, Alex, ce e aici? Vă să-i înainte cum m-a enervat fraierul ăla. Dacă te enerva, trebuia să ne păcălești. Băi, te-a făcut șoșă din glu. M-a enervat că sunt la egalitate cu ăsta. Ce șmecher ești? Lasă-mă acum aici. Ce să-ți facem acum? Tare! Nu se poate, ca să ajungi acolo trebuie să muncești. Trebuie să faci fapte bune. Pui la loc. Fă la fapte bune, că-l pusem la loc. Da? Trebuie înainte.
Sunt Eddie Murphy, cel mai tare polițist din Beverly Hills. Vezi că noi ți-l punem la loc. Părinții puteau fi mai drastici, dar la cât de ghiduși și-a apărat Alex cauza, parcă-ți venea greu să fii sever. Și dacă tot veni vorba de greu, acum acesta este pe umerii bunicii. Alexandru, dă muzica mai încet, puiule. Ce? Ce faci aici? Îmi plictisesc că-mi roagă tastatura și nu ce să fac. Cu Raluca n-am stabilit. Să citești măcar două foi pe zi. Nu vreau să spun muzica. Decât câteva rânduri să-mi citești, să văd dacă mai știi să citești cum citeai tu odată. Bine, mă duc să-ți aduc. Pe care vrei să o citești? Alegeți-o. Pe care? Jat. Păi spune-mi ce carte. Jat, ia mâna de pe ea. Spune titlul cărții. Jat. Dacă nu vrei să citești, ATV-urile celelalte o să înainteze. O să înainteze. Bine, citesc, hai bună. Peștișorul diavol. Când am dat colegă pe mare, mai e un bătân cu baba lui. Lectura nu este printre pasiunile lui Alex, iar baba și moșul din poveste mai pot aștepta până când vor fi întrebați de băiat cum le mai merge. Mă plictisi. Mâine citești mai mult, pentru că astăzi... Da? Bine! A treia zi fără sperneni începe cu nervi. O fi de vina Alex, nu zicem nu, dar și tehnologia bat-o vina. Mami, la bicicleta, mamă. Păi de ce, Alex? Mami s-a stricat, e veche, merge greu, e stricată. Păi nu se poate să-ți iau așa. Vreau să dau în spate de pedală, că nu vă spornesc decât pe asta și nu vreau. Vreau alta. Eu sunt de acord, dar cu o condiție. Da. O să-ți primești bicicleta în momentul când ATV-ul tău o să ajungă la sosire. Nu primești două lucruri. Nu, nu. Te rog frumos. Ai să primești și două lucruri. Când ATV-ul tău va ajunge la sosire, vei primi bicicleta și poate între timp îți vei dori altceva. Noi o să reluăm jocul ăla de acolo și iar începem. Și când tu o vei ajunge la sosire, o să primești și al doilea lucru pe care îl vrei. Dar două lucruri dintr-o dată nu se pot, Alexandru. Trebuie să înțelegi foarte bine că dacă vrei să câștigi jocul, trebuie să faci numai fapte bune. Asta trebuie să faci. Nimic nu se poate obține degeaba. Adică în casa asta nu mai e cum vreau eu? Își spune probabil în gând Alex. Păi uite că nu mai e. Și stai, Alex, dragă, că s-a săturat și tatăl tău să tot tacă. Alex, ia și tu bicicleta. De acolo, de jos. De ce nu? De ce nu vrei? Nu, nu, nu. De ce nu? Când stau la televizor cu mamă ta, vii și mă dai afară. Nu, dar nu mă suport. De ce? De ce nu mă suport? Când zic să faci ceva, nu faci. Ce? Nu te supor, fiindcă tu înainte mă băteai și de-aia. Când te-am bătut? Înainte. Când înainte? Acum două zile. Aia nu e bătaie. Mi-ai dat tare. Cum ți-am dat tare? Adică nu ți-am făcut nimica. Când spun să faci un lucru, nu vrei să-l faci, te strâng, pleci înainte, când strig la tine, nu răspunzi, te întorci cu spatele și pleci. Nu vrei să ne împrietenim și noi? Ba da. Să fim ca... Ba da. Băiat cu tată. Ba da. Hai, lasă jos, hai. Hai bine. Până la urmă, cei doi ajung la o înțelegere. Doru știe însă că acesta este doar primul pas. Despre ceilalți care trebuie făcuți, se consultă cu soția. Alino, ce spune fiul tău? E supărat pe mine că m-am luat acum câteva zile după el. I-am făcut un pic după cap, așa am... Și lui s-a părut că am dat în el. Ai dat în el sau n-ai dat în el? N-am dat în el. Ai trebuit să te cred că... și tu cu el, să-l întrebi ce și cum sau să-l fii mai apropiat față de el. Eu discutai cu el și îmi spus să ne împăcarăm într-un final și zise că din cauza asta. Tu ești mai dur cu el când ridici tonul, încearcă altfel să vorbești cu el, nu să-ți zici Alex, nu știu ce. Cheamă Alex, ia vină până la tate, uite vreau să vorbesc și eu ceva cu tine și nu știu ce, uite am și eu nevoie de tine. Că dacă ții la el, automat el nu o să mai vină. Și o să fie altfel, Eu o să încerc și chestia asta, să-l chem, să...
mai jucăm fotbal, să-l mai pun să mai facă câte un lucru. Eu cred că ar trebui să petreci mai mult timp tu cu el decât cu mine, pentru că, în general, băieții stau mai mult cu tata. Hai, lei, când mai te duci tu la o cafea, iei și lui o înghețată, o ciocolată caldă, ce-i place lui acolo, stai cu el la discuție. O să încerc, o să-l iau. O să ai succes. Așa, dacă nu-l bagi în seamă, nici el nu se bagi în seamă. Ia să-mi spui tu mie ce o să deschid eu cu această cheiță. Inima ta? Să pătrund de acolo în sufletul tău? După 3 zile de absență, Super Nanny se întoarce în familia Ciontu pentru a vedea ce au făcut bine și ce nu părinții și bunica în lipsa ei. Este momentul ca Super Nanny să le dea părinților și bunicii ultimele sfaturi. Hai să vedem ce s-a întâmplat atunci când a venit Aurică pe la el. Aici intri tu în rol, Alina, și te felicit de pe acum. Ți-ai jucat foarte bine rolul. Dacă nu te spăl eu, e. Alexandru, te rog frumos, vine aici. Unde te duci cu copilul? S-a spus în vârși. Păi cum e, murdar? Tu-l vezi că nu, că copilul e curat? De câte ori vine la tine, tu trebuie să faci tam-tam cu el, altă să știi că nu-l mai primesc. Și te-ai să stai singur. Și adversarul tău va înainta 3 căsuțe, să știi. Nu, mami, de rog. Deci bota aia te joc. Mami, nu, de rog. De ce spuneam că te felicit? Pentru că l-ai convins să-și ceară iertare. Ai reușit să folosești și recompensa pe care i-ai acordat-o, și anume înaintarea TV-ului lui, dar și pedeapsa, înaintarea TV-ului, bătaie de joc. Bun, hai să vedem acum cum ați rezolvat tema pe care v-am lăsat-o. Asta trebuie să-i facem de acum înainte. Bineînțeles. Cine știe ce prostii mai... Fune eu. Găsește pe internet și... Altfel nu facem nimic. Decizia pe care ați luat-o a fost foarte bună. Foarte bine că i-ați comunicat împreună hotărâre pe care ați luat-o de altfel împreună. Haideți să vedem acum ce s-a întâmplat la masă. Hai la masă, hai să mergi să mănânci. Ascultă-mă ce spun, trebuie să mănânci. Nu mănânci, nu mai primești nimic până la masa următoare. Bine. Și ai să rabzi. Și ATV-ul ne ascultă Oliva înaintea. Eu îți spun, vii la masă, dacă nu vii, nu mai mănânci nimic. Din nou, felicitări, Alina, pentru hotărâre. I-ai spus din start ce se întâmplă dacă nu vine la masă. El avea și experiența mesei trecute în care n-a mai primit de mâncare pentru că nu a respectat ora și locul pe care voi le-ați stabilit. S-a așezat la masă, a mâncat pentru că îi era foame. Așa că, Alina, n-o să mai fie nevoie să mai stai în genunchi și la calculator și să-i dai de mâncare precum boboceilor de rață. La intrată în bucătărie se tot foia, se învârtea, deschidea ușa la dulapul să caute ceva. Are și el un orgoliu de apărat și aștepta ca voi să-l invitați la masă. Bun, acum să vedem ce s-a întâmplat când a hotărât să câștige concursul, dar mutându-și ATV-ul. Vă să iei să iau înainte, că mă enerva fraierul ăla. Dacă te enerva, trebuia să ne păcălești. Păi, te-a făcut și ușă din glu. Mă enerva că sunt la egalitate cu ăsta. Ce șmecher ești? Lasă-mă acum aici. Ce să-ți facem acum? Tare! Nu se poate, ca să ajungi acolo trebuie să muncești. Trebuie să faci fapte bune. Păi la loc. Important este că ați tratat problema așa cum trebuie și nu ați transformat-o într-un conflict. Și aici e din nou meritul tău, Alina. Ai tratat-o cu umor în același timp și n-ai transformat-o într-un război, n-ai transformat-o într-o ceartă și cu seriozitate. Adică ați luat decizia corectă, ATV-ul a fost mutat în locul de unde plecase. I-ați demonstrat că o luați foarte în serios și că știți exact fiecare ATV pe ce poziție se află. E și meritul meu, pentru că eu am observat. Tu ai observat, da. Da, așa e, Doru. Acum să vedem bunica, cum s-a purtat cu dumneavoastră. Eu zic că este o schimbare semnificativă și din ce punct de vedere spun lucrul acesta. Vă mai amintiți că la discuția pe care am avut-o acolo în bucătărie cu cartonașele,
El a spus că oricum știe acele cuvinte urâte și că n-are ce să facă, le știe, le are în cap. Și eu i-am spus, bun, le știi, le ai în cap, dar nu le folosești de față cu bunica. Ceea ce s-a și întâmplat. Deci o parte din promisiunea pe care a făcut-o a respectat-o. Cealaltă parte n-a respectat-o, dar acum să vedem ce ați făcut dumneavoastră când el nu și-a respectat partea de promisiune. Mă plictisi. Mâine citești mai mult, pentru că astăzi... Da? Bine! Bun. N-a vrut să citească cele două pagini, a citit doar o pagină. Ce însemna asta? Însemna că nu vă respectă hotărârea. Și de aici două urmări. ATV-ul cu hotărâri nerespectate înaintea și a doua consecință era faptul că primele două dorințe din ziua respectivă nu îi se îndeplineau. De moment nu mi-am dat seama. Ați cedat în fața unei hotărâri pe care el a luat-o. Nu, dacă vreți să obțineți un lucru de la el, sunteți hotărâtă și îl obțineți. Bun, o să vedem acum momentul în care ai stat de vorbă pentru prima dată, doar tu cu el, și să vedem ce răspunsuri ți-a dat și care a fost reacția ta. Când stau la televizor cu mamă ta, vii și mă dai afară. Nu, dar nu mă suport. De ce? De ce nu mă suport? Când zic să faci ceva, nu faci. Ce? Nu te suport, fiindcă tu înainte mă băteai și de aia. Când te-am bătut? Înainte. Când înainte? Acum două zile. Aia nu e bătaie. M-ai dat tare. Cum ți-am dat tare? Lasă că nu ți-am făcut nimica. Ce te-a făcut să stai de vorbă cu el? Am observat că el mă respingea tot timpul. Și am hotărât să-l întreb de ce mă respinge mereu. Am aflat că din cauza că l-am bătut. Dar eu nu cred, nu consider aia o bătaie. Dar el o consideră. Și, în general, orice gest de felul acesta e considerat de un copil drept agresiune. Obții de la el mult mai multe lucruri dacă ești ferm în cuvânt. Și este un respect pe care îl câștigi și pentru mai mult timp, pentru că nu apare sentimentul de frică. Atunci când îl ameninți cu bătaia sau când îi dai, nu știu, o palmă, deci nu trebuie neapărat să-l bați rău. Lui este teamă, se încheie acel episod, consideră că și-a primit pedeapsa și o ia de la capăt. Vă las acum și vă doresc succes mai departe și lui Alex să-i țin pumnii să câștige concursul. Mulțumim! Cu mare plăcere! Să-mi iau la revedere și de la Alex. Cred că e prin curte pe undeva, nu? Super Nanny este deja pe punctul de a pleca. Înainte însă are parte de o surpriză din partea lui Alex, micul pilot de ATV-uri. Hai! Mulțumesc! Plăcere! Ia să văd ce e aici. Ia să-mi spui tu mie ce o să deschid eu cu această cheiță. Inima ta? Și să pătrund acolo în sufletelul tău? Da? Mulțumesc frumos! Plăcere! Haide, vino să te pun! Plăcere! O să simt pumnii să câștigi concursul, da? Și să ai parte numai de lucruri bune, da? Bine, hai! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! Părinții și bunicii au reușit să se impună în fața lui Alex. Băiatul a învățat că privilegiile se câștigă și că respectul pentru ceilalți este prima condiție pe care trebuie să o îndeplinească. Alexandru, calmează, după mine nu mor! No! Alexandru! No! Marș! 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 Marș